În mijlocul nostru a venit Alexandru Bărlădeanu. Cred că ați auzit și bravo! Cunoaște! Bravo! Vă rugăm să ne permite să încăm în pietate. El, imediat după congresul al doilea, a ținut sus steagul luptei pentru libertate, pentru adevăratul socialism și a avut de suferit. Vă rugăm să-l ascultăm. Alexandru Bărlădeanu, academician, veteran al mișcării noastre revoluționare. Patrioți, iertați-mi emoția cu care vorbesc acum. După 10 luni de zile de arest la domiciliu, în care n-am putut ieși din casă, păzit de 18 securiști, e prima mea ieșire în care vreau să-mi exprim mulțumirile și admirația mea față de poporul nostru, care a reușit să smulgă din mâinile tiraniei libertatea. Vreau să mă adresez în primul rând acum membrilor de partid. Partidul Comunist Român de 20 de ani s-a făcut incapabil și inapt să guverneze, pentru că partidul s-a predat în mâinile unui singur tiran. A fost acaparat, nu s-a predat. A fost acaparat și s-a predat pentru că nu a luptat. A predat lașii. N-a luptat niciodată. Iar acum, după vărsările de sânge, pentru că este părerea mea este, vă rog să mă iertați, să faci un apel urgent de la Spitalul Funden să se aducă sânge acolo. Nu există sânge pentru transfuzii, nici măcar pentru bolnavi aflați pe masa de operații. Securiștii au aruncat în aer depozitul de sânge. Rugăm oameni să se prezinte, donatori, voluntari, toți cei din cartier să ducă acolo. Toți cei din jur să ducă repede. Iar acum, după 20 de ani de zile, la vărsarea aceasta de sânge a poporului, partidul s-a dovedit și nedemn să mai guverneze. Unde este Comitetul Central? Unde este aparatul întreg al partidului? S-au dovedit inexistenți, careriști, corupți, dar printre sutele de mii de membri de partid există și oameni cinstiți, există și români cinstiți. Apelez la ei să se unească acum cu tot poporul, să sprijine această mișcare de eliberare, care e o sărbătoare dăruită de Crăciun nouă tuturor. Rog să se țină liniște, să fie pâine, să fie căldură, să fie lumină. Nu distrugeți nimic ce este al nostru, al tuturora. Dovedim, așa cum au arătat-o prietenii din Cehoslovacia, din Germania, din Bulgaria, că suntem un popor civilizat care știe să-și croiască viitorul fără brutalitățile, fără violențele care au caracterizat conducerea de până astăzi.